Una dintre revelațiile stelei în acest sezon este Emilian Paciunel. Fotbalistul care i-a impresionat pe fanii roșialbaștrilor a reușit 3 goluri și 4 asisturi în cele 8 etape în care a jucat. Povestește-ne despre începuturile tale în fotbal. Eu am început prima dată la Caracal, după am mers la Slatina la Academia lui Răzvan Raț și după am mers la Creva. La Steaua cât timp îți dorești să rămâi? Eu la Steaua am semnat contractul pe un an, dar eu îmi doresc să rămân cât mai mult și să ne îndeplinim obiectivul de a promova în Liga 2. Te așteptai în vară să ajungi aici? Cum au fost tratativele? Nu mă așteptam, sincer să vă spun, nu mă așteptam să vin aici, dar mă bucur, a fost o alegere foarte bună, cred că cea mai bună alegere a mea de a veni la Steaua. Chiar dacă este printre cei mai tineri jucători din lotul stelei, Emilian Paciunel a dovedit că are stăpânire de sine la executarea loviturilor de la 11 metri și a transformat 2 penaltiuri în meciurile cu Concordia Chiajna și Metalul Buzău. Sincer vă spun, înainte mi-era frică să bat penaltiuri, dar acum am prins curaj, am văzut că am execuții foarte bune și sper să o țin tot la fel. Dacă vei avea un penalti cu FCSB 2, vei executa totul? Dacă sunt pus de domnul antrenor, normal că o să execut. Cu cea mai mare plăcere. Îmi doresc foarte mult să înscriu. Ai o revanșă de luat față de ei? Nu am nicio revanșă, doar că este ambiția mea să câștigăm și să promovăm. Ce te motivează cel mai mult ca fotbalist? Cel mai mult mă motivează că m-am apucat de mic și vreau să ajung fotbalist. Muncesc pe fiecare zi din ce în ce mai mult și dau tot ce pot pe teren. Ai vreun campionat preferat? Spania îmi place cel mai mult. Un jucător preferat pe care îl urmărești? Cristiano Ronaldo. De mic îmi place Cristiano Ronaldo. Mă uit la el tot timpul. Ce poreclă ai, cum îți spun colegii? Îmi spun pe nume, n-am nicio poreclă deocamdată. Pace îmi spun. Unde te vezi jucând peste 3 ani? Eu sper să promovăm cât mai sus cu Steaua și tot aici să joc. Postul tău preferat care este? Postul meu de bază acela este în spatele vârfului, dar pot să joc mai multe posturi. Cum ați văzut, pot să joc și stânga și dreapta, nu contează. Încerc să dau randament unde mă bagă domnul profesor. Forța Steaua!